Bună seara tuturor, dar în special doamnelor. Astăzi am pregătit ceva frumos pentru voi. Am să vă aduc ceva mister din minister, din Ministerul Sănătății mai exact. Este vorba despre Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, iar dacă lucrurile din minister ar arăta precum Andrei, situația ar fi mult mai bună. Iar în cea de-a doua parte a programului mai avem nevoie și de artă, pentru că fără artă cruzimea realității ar face lumea de nesuportat, așa că voi vorbi cu un artist pe nume Mihai Toma, cântăreț și compozitor. Și programul începe acum cu Andrei Baciu. Domnule Andrei Baciu, mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Ce faceți? V-ați arătat brandul la vaccinare sau mai avem de așteptat? Ați văzut că se poartă la politicieni să se flexeze puțin la vaccinare. Mulțumesc în primul rând pentru invitație. Gestul meu a fost unul mai degrabă de a încuraja această atitudine și cred că are totuși un impact semnificativ acest gest. Este practicat peste tot în lume, sigur și de către politicieni, de către principalii oameni de stat, dar de către în general oamenii care pot influența o atitudine, aceea de provaccinare este important, fiind singura chestie care ne poate duce la încheierea acestei pandemii. Trebuie să folosim toate mijloacele pe care le avem la îndemână pentru a face acest lucru cât mai repede cu putință. Uitându-mă la dumneavoastră, ați fi în top 3 branduri de țară. Într-adevăr, astăzi mi-am făcut rapelul, mă simt bine, nu am nimic, nu am niciun fel de reacție adversă, așa că încurajez pe toți cei care... Show-ul abia a început, vă simțiți bine acum. O să mă simt bine, am stat încrezător că o să mă simt bine și de acum încolo. Domnule Andrei Baciu, am discutat mai devreme ceva ce n-am difuzat pe post, dar difuzăm acum, despre un doctor foarte special care a reușit să programeze pentru vaccinare 1600 de persoane. E lăudabil. Să știți că chiar așa și este. Sunt multe acțiuni de genul acesta în domeniul medical. Acum acest lucru s-a spus, însă nu este niciodată prea mult în a-l repeta. Realmente ne-am confruntat cu o situație, cu o criză de sănătate publică în care medicii, dar întreg personalul medical, a făcut realmente eforturi supraomenești. Cred că fiecare dintre noi a văzut imagini dintr-un spital, cum sunt echipați medici, asistentele, tot personalul medical. Vă spun sincer că este extrem de dificil să lucrezi în aceste condiții, în așa fel, ore întregi, un an de zile. Unii au făcut, alții nu prea au făcut. Mai sunt și spitale cu probleme, cu gunoaie puse unde nu trebuie, cu indolență în ceea ce privește pacienții. Am văzut imagini cu toții în perioada asta. Eu vă înțeleg. Sunt chestiuni imperfecte, dar sunt imperfecte. Să creați o aură din asta ok, dar nu e totul chiar ok. Nu vreau să promovez această chestiune. Sunt și locuri unde lucrurile ar putea să fie mult mai bune, însă cred că mai degrabă acolo unde sunt imperfecțiuni, acestea țin mai degrabă de partea de management sanitar, nu de actul în sine medical, medic, pacient, om la om. Nu cred că acolo sunt imperfecțiunile, dacă este să fim corecți. Sigur, managementul unităților medicale, sunt multe exemple pe care le-am putea da, dar în egală măsură cred că e important să vedem și partea plină a paharului, să de spunem acolo că sunt și lucruri unde realmente funcționează spitale, unde arată, care arată și care funcționează ca un spital din Europa Centrală sau într-o țară din Europa Centrală sau de vest. Dar oricum este un gest care vaccinarea trebuie să fie accelerată cât de mult se poate, fiind singura care ne poate duce înainte. Mie mi-ar plăcea că atunci când vine o personalitate ca dumneavoastră într-un show de televiziune să spună și să vorbească și despre oamenii pe care i-a pedepsit sistemul pentru că au luat șpagă, să zicem, sau pentru că au făcut anumite abuzuri. În zona asta nu prea vezi pe nimeni pedepsit, niciodată. Foarte puține exemple. Actul medical și o problemă pe care România a avut-o, care cred că s-a diminuat foarte, foarte mult în ultimile luni, ultimii ani, poate, a fost aceea a condiționării actului medical, care este un gest inuman. Nu trebuie să existe nici într-un sistem de sănătate și pot să afirm acest lucru și din prisma experienței pe care am avut-o lucrând în străinătate. Aceste atitudini nu există sub nicio formă. Nu se pune problema de așa ceva. Sunt gesturi care nu trebuie să existe pentru că înțelegem cu toții o situație de genul acesta în care efectiv, sănătatea asta este pusă în pericol și să ajungi să pacienți care au fost plimbați cu ambulanța dintr-o parte în alta, s-au făcut și filme pe subiectul ăsta, sau care au fost lăsați pe scările spitalului și medicii
i-au ignorat, nu i-au tratat și au murit acolo. Sunt o grămadă de lucruri. Dar în fine, să revenim la vaccinare, pentru că ăsta este subiectul fierbinte. Vaccinare, dar dacă tragem linie și facem un bilanț despre această vaccinare, cum stă țara noastră? Pe unde ne situăm? Aș vrea să defalcăm cumva cifrele. Cât s-au vaccinat personal medical, persoane vulnerabile și ce urmează? În primul rând, aș dori să vă spun un lucru, totuși am depășit o bornă simbolică. Astăzi s-a ajuns la cifra de 1 milion de vaccinuri administrate în România. Ținem cont și de faptul că vaccinarea a început pe 27 decembrie, deci nu pe o perioadă foarte, foarte mare. Este realmente o acțiune fără precedent, nu numai în România, la nivel global. La nivel global, pe ce loc ne situează nivelul ăsta de vaccinare actual? Extrem de important să ne comparăm atunci când facem aprecieri. Mai tari ca ungurii. Suntem pe clasamentul la nivel global. România a fost clasată pe locul 14 pe o analiză făcută de Bloomberg, publicată duminică. O analiză efectuată pe 73 de țări, 131 de milioane de doze de vaccin administrate la nivelul zilei de duminică. Este, să știți, încurajator să vezi că România totuși este pe un loc fruntaș, ținând cont, în special de fapt, ținând cont de condițiile preexistente, condițiile care definesc sistemul de sănătate din România, care sunt date tot la fel, dacă este să ne uităm în comparație cu alte țări europene. La sfârșitul fiecărui an, Comisia Europeană publică diverse clasamente pe toate domeniile. Pe domeniul sănătății știm că, din nefericire, ne situăm pe poziții codașe. Știu că foarte multe țări au criticat modul în care UE a făcut această campanie de vaccinare. Critici au fost aduse cu privire mai degrabă la îndeplinirea termenilor contractuali de către companiile exact. Cu care Comisia Europeană a intrat în contract. Aici vreau să fac două precizări extrem de importante. Noi suntem ok cu asta? Să știți că și noi am avut poziții atât exprimate în spațiul public, dar aceste lucruri nu se tranșează și nu se rezolvă în spațiul public. Am avut pozițiile necesare și corecte și ferme în discuțiile oficiale la nivel european. Însă aș vrea să fac două mențiuni importante. În primul rând, aici cred că putem să vedem importanța apartenenței și beneficiile apartenenței la această familie mai mare europeană. Uitați-vă ce se întâmplă în țările învecinate României. Republica Moldova, din nefericire, încă nu are nicio persoană vaccinată. Aceasta ar fi fost cel mai probabil și situația României dacă nu am fi făcut parte din mai marea familie europeană, dacă nu am fi fost stat membru al Uniunii Europene. Pe de o parte. Dar România nu se gândește să-i ajute și pe frații noștri de peste Prut cu niște vaccinuri? O să facem acest lucru. Eventual le cumpărăm de la rusesc. Noi o să putem să facem acest lucru și o să facem o donație, dar pentru a face o donație trebuie să ai ceva în posesie. Iar România nu are în posesie și nici nu intenționează să meargă pe alte căi de a obține vaccinuri, în afara căii europene, cea care face accesibile vaccinuri care primesc autorizație de la instituțiile europene, de la Agenția Europeană a Medicamentului, recomandare și ulterior autorizație din partea Comisiei Europene. Vom face acest lucru. Domnul președinte Iohannis a fost într-o vizită la sfârșitul anului 2020, odată cu preluarea mandatului de către doamna președinte Maia Sandu, în care a făcut această promisiune de a face o donație de până la 200.000 de doze. Și personal pot să vă spun că a fost o mare onoare pentru mine să mă aflu într-o delegație, să conduc o delegație a României împreună cu excelența sa, domnul ambasador Daniel Ioniță, acum 2 săptămâni în Republica Moldova, unde am încercat să-i sprijinim în acest proces de planificare, pentru că este o chestie foarte... Fiind o chestie amplă, e bine să o planifici cât mai în detaliu. Pe cale de consecință, ne vom ține de această promisiune, o vom onora această promisiune, sigur în tranșe, și cândva în viitorul apropiat o să avem și vești cu privire la îndeplinirea acestui demers. Însă aș vrea să închei ideea cu apartenența și practic toată situația la nivel european, pentru că până la urmă vorbim de 6 contracte semnate, vorbim de alte probabil 2 contracte care vor ajunge să fie semnate în viitorul apropiat și vorbim totuși de vaccinuri care au ajuns în România în tranșe semnificative, aceleași tipuri de vaccin pe care le primește orice cetățean european, în același timp au ajuns și în România. Sunt aspecte extrem de importante. Suntem pentru că... în rândul lumii, practic. Dar să știți că nu trebuie să o luăm neapărat așa ca pe o chestie, ca pe un dat. Suntem partea familiei europene, lăsând la o parte și
efortul comun pe care Uniunea Europeană a ales să-l facă. Imaginați-vă situația în care România ar fi fost pusă să negocieze cu marile companii producătoare de vaccinuri în competiție cu alte state cu o putere superioară economică, pentru că până la urmă și aceste aspecte sunt importante. Deci, una peste alta, suntem în această situație de a avea astăzi 1 milion de persoane vaccinate în România, pentru că, în principal, suntem membri acestei familii europene în momentul în care în România sunt peste 750.000 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 și, din nefericire, și peste 19.000 de decese pe parcursul acestui aproape un an de când avem primul caz. Aș dori să aflu de la dumneavoastră câte centre de vaccinare există în momentul ăsta în România și mai am o întrebare. Personal medical suficient pentru ele aveți? În momentul de față avem 3 tipuri de centre de vaccinare care funcționează. Cele care continuă vaccinarea pentru etapa 1 și practic aici ne referim la efectuarea rapelului, în principal la 21 de zile. Aici vorbim de un număr de 269 de centre, după care avem centre destinate etapei a doua, unde se vaccinează în principal prima doză, vorbim de un număr de 221 de centre și cu 337 de fluxuri. Asta înseamnă că există centre în care sunt 2-3 puncte de vaccinare, centre mai mari, care au un volum mai mare de persoane care sunt vaccinate. Și mai sunt centre care sunt în interiorul unor unități care aparțin Ministerului Apărării Naționale sau Ministerul Afacerilor Interne, tocmai pentru că acolo există deja unități medicale și din punct de vedere organizatoric este mult mai facil să faci acest lucru în acest fel. Deci vorbim de aproximativ 580 de centre de vaccinare care funcționează în acest moment. Începând cu data de 15, mai sunt deschise încă alte 180 de centre de vaccinare, 22 în București, pentru vaccinurile de la AstraZeneca, pentru cele 220.000 de sloturi de vaccinare, de locuri de vaccinare pe care le-am deschis ieri. Și intenționăm să deschidem și alte centre suplimentare pe măsură ce vin tranșe noi de vaccin. Probabil următoarele vor fi deschise undeva la începutul, mijlocul lunii martie. Atunci vom avea doze suplimentare de vaccin pe care să le și distribuim. Acum 10 zile se spunea că se va devansa cumva programul. Care mai e situația? Încercăm, practic, vă dați seama, strategia de vaccinare, ai un număr limitat de vaccinuri și atunci trebuie să încerci să le utilizezi cât mai eficient cu putință. Pe care, de consecință, îți definești niște priorități. Prioritățile pe care le-am definit în România sunt cele 3 etape. Prima etapă, personalul medical, în înțelegerea cea mai largă, din mai multe motive. Dar aceleași principii au fost și în definirea etapei a doua, iar ulterior, ultima etapă, etapa a treia, populația generală. Practic, împlinirea și epuizarea tuturor acestor etape ține exclusiv de numărul de doze care sosesc în România și, practic, și desfășurarea și implementarea campaniei de vaccinare ține de acest aspect. Avem un orizont de timp și niște obiective setate în linii mari. Domnul prim-ministru Florin Câțu a declarat că obiectivul pentru luna septembrie este de a avea vaccinate 10,4 milioane persoane în luna septembrie, astfel că la nivel de estimări de tranșe de vaccinuri, o să avem până la finalul lunii martie, aici și pentru această perioadă și pentru perioada următoare, sigur există aceste contracte despre care vorbeam la nivelul Comisiei Europene, unde există un calendar de livrări. Însă vedem că există variații. Pfizer, BioNTech, acum 3 săptămâni ne-au livrat cu 93.000 de doze mai puțin, semnificativ pentru o săptămână de lucru. Moderna, la fel, pentru 1 februarie ne-a comunicat că va livra cu aproximativ 20% mai puțin. Dar, ce vreau să spun este că vorbim de estimări, așa că pentru primul trimestru, până la sfârșitul lunii martie, vorbim de aproximativ de un total de 2,5 milioane de doze de la Pfizer pentru tot acesta. Transportul cum stăm? Suntem ok? Le transportăm în condiții bune? Știu că necesită niște condiții speciale, minus 70 de grade temperatura la care trebuie să ținute. Avem frigidere pentru așa ceva? Să știți că era și discuția inițială de la sosirea primei tranșe de vaccin, 10.000 de doze și se așteptau, nu era vorba de un camion. Vorbeam de, ați văzut, sunt totuși 3 boxuri. Da, vorbim de niște flacoane, niște sticluțe destul de mici care conțin practic soluția pentru 5 respectiv 10 doze de vaccin. Deci la nivel de volum nu sunt necesare niște volume așa foarte mari.
Te sperie un pic când te gândești că necesită asemenea condiții, te gândești de unde găsesc frigidere care să funcționeze la minus 70 de grade, unde le sunt, țin. Sunt utilizate, există. Dacă mă injectează cu ceva care a expirat sau n-a fost transportat corespunzător, o să am probleme de sănătate. Sunt, te gândești, pentru că totuși e vorba de România. Sunt întrebări legitime și datoria noastră este să răspundem la toate întrebările, indiferent de natura lor, pentru că dacă ne dorim să avem o campanie de vaccinare, și asta este ce ne dorim, transparentă și eficientă, datoria noastră este aceea de a pune la dispoziție toate informațiile pe care le avem și de a ne asigura că avem răspunsuri clare și pertinente pentru toate întrebările. Așa că, permiteți-mi, vă rog, să dau câteva clarificări, pentru că sunt, așa cum ați spus, elemente foarte importante. În primul rând, partea de logistică, partea de depozitare, este asigurată până la sosirea în țară, în principal de către companiile producătoare, așa se întâmplă în toată Europa. Iar de la sosirea în țară, fie pe cale terestră, fie pe cale aeriană, sunt preluate de către, în principal, de către utilaje, de către flota Ministerului Apărării Naționale, în combinație cu flota Ministerului Afacerilor Interne. Există toate condițiile necesare pentru a efectua aceste transporturi în condiții de maximă siguranță, inclusiv monitorizăm temperaturi, condiții de livrare și așa mai departe. Sunt, nu numai că sunt condiții contractuale, dar este și dorința noastră de a ne asigura că lucrurile se desfășoară cât mai aproape de perfecțiune. Acum, la nivel de depozitare, știm că avem 7 depozite mari în România, unul central la nivelul Institutului Cantacuzino și alte 6 regionale. Și practic acestea sunt punctele de la care se distribuie către județe aferente fiecărui centru dozele de vaccin. Toate acestea sunt stocate, există senzori care monitorizează păstrarea tuturor dozelor de vaccin. Și mai mult decât atât, inclusiv abordarea noastră, să știți, de exemplu, pentru fiecare centru de vaccinare, noi dăm vaccinuri pentru 3 zile. Ținând cont de faptul că atunci când decongelezi un vaccin, el poate fi folosit în maximum 5 zile. Deci, practic, nu există fizic posibilitatea să ții peste zilele. Termenul ăsta, da. Am gândit toate lucrurile în acest sens, în a avea multiple măsuri de siguranță, tocmai pentru a ne asigura că dacă se întâmplă accidente, Doamne ferește, să fie cât mai puține și fără să pună nimănui viața în pericol. Aș vrea să lămurim și o contradicție în termeni. Am aici așa ceva. Experții OMS recomandă utilizarea vaccinului AstraZeneca și pentru persoanele de peste 65 de ani. În România, vaccinul se va realiza pentru grupa de vârstă 18-55 de ani sau luăm în considerare să ridicăm și noi vârsta la 65 de ani? Pe ce se bazează OMS-ul? E important să vedeți, sunt o sunt o sumedenie de informații noi. Au, până acum, la fel vor fi și de acum în continuare. Cred că este esențial pentru ca fiecare dintre noi să înțelegem mecanismele care stau la baza unor astfel de informații, pentru că, dată fiind avalanșa asta de chestii noi, să putem să discernem și să putem să luăm cele mai bune decizii. Și atunci este important să explicăm cum funcționează lucrurile. Cum funcționează o recomandare pentru un vaccin? Sunt etapele preclinice de laborator în care se testează eficiența și siguranța respectivei substanțe împotriva unui agent. Ulterior, după ce sunt bifate aceste criterii, se ajunge în fază de studii clinice. Iar în fază de studii clinice sunt niște criterii care trebuie să îndeplinite. În primul rând de siguranță și după care de eficacitate. Acum, cu privire la recomandările vaccinului produs de către AstraZeneca, recomandarea Agenției Europene a Medicamentului este pentru ca acest vaccin să fie utilizat la persoane între 18 și 55 de ani. Și la fel spuneam, este important să înțelegem diferențe. Este recomandat între 18 și 55 de ani, nu este interzis persoanelor de peste 55 de ani. Este foarte importantă această nuanță. În sensul în care datele furnizate până la momentul în care s-a emis această autorizație erau complete și suficiente pentru a emite o recomandare în acest interval de populațional. Sigur că se lucrează și în Europa și în state la completarea studiilor clinice și pentru alte grupe populaționale, cât și pentru alte tipuri de patologii. Spre exemplu, există și vaccinuri care desfășoară studii clinice pentru populația pediatrică, 12-18 ani. Însă recomandarea oficială din partea Agenției Europene a Medicamentului va veni când aceste informații vor fi complete, când se întrunește un anumit număr în studiile clinice și se întrunesc, evident, toate criteriile de siguranță și eficacitate. Numai în acel moment va fi recomandată oficial utilizarea acestui vaccin pentru, să spunem, peste 55 de ani.
Sigur că există cifre și date științifice care să recomande acest lucru, însă noi așteptăm și partea oficială, formală, așa cum s-a făcut până acum. Toate vaccinurile pe care le utilizăm în România și la nivelul Uniunii Europene sunt vaccinuri care au o autorizație condiționată de punere pe piață, care vine ca urmare a unei recomandări date de Agenția Europeană a Medicamentului. Cel mai probabil va veni și o astfel de recomandare din partea Agenției Europene a Medicamentului pentru a extinde recomandările pentru AstraZeneca și peste 55 de ani, în secunda următoare o adoptăm și noi și o punem în practică. S-a întâmplat, de exemplu, trecerea de la 5 doze la 6 doze pe flacon pentru vaccinul, pentru vaccinul Pfizer. Erau state care au folosit-o și înainte de recomandarea oficială a Agenției Europene a Medicamentului. În momentul în care aceasta s-a înfăptuit, am pus-o și noi în practică. Întotdeauna am făcut așa, să mergem pe recomandările oficiale, științifice, celor în materie să facă astfel de recomandări pentru utilizare. Organizația Mondială a Sănătății a făcut mai degrabă o recomandare medicală, științifică, nu neapărat una formală de punere pe piață. Este această diferență. Domnule Andrei Baci, mulțumesc pentru răspuns. Luăm o scurtă pauză, după care revenim. Rămâi cu ochii pe mine. Am revenit alături de invitatul meu, domnul Andrei Baciu, de la Ministerul Sănătății, secretar de stat, discutând despre vaccinare, despre vaccinarea copiilor, am vorbit mai devreme, și un subiect foarte interesant. Știrile spun că islandezii s-au apucat deja de vaccinarea copiilor între 16 și 18 ani și urmează, israelienii, pardon, și urmează să-i vaccineze și pe cei de 12-14 ani. În România, cum e situația? Ce se va întâmpla în cazul copiilor? La fel și aici așteptăm recomandările oficiale și ulterior updatarea RCP-ului pentru fiecare vaccin în parte, astfel încât să putem să facem acest lucru de o manieră corectă și legală, pentru că este un act medical până la urma urmei și trebuie să respectăm recomandările de care ține țara noastră. Sigur că au fost diverse variații date din diverse condiții locale. Există o mică diferență, să spunem așa, de dinamică la nivel european, la nivel regional, la nivel nord-american, însă diferențele sunt mici și practic este doar o chestiune de dinamica fiecărei țări în parte. Pe măsură ce recomandările se updatează, extindem și noi în secunda următoare, pentru că dorința noastră asta este, să ajungem cât mai repede la acest procent de imunitate colectivă de 70%. Când preconizați că se va ajunge la această imunizare colectivă? Cred că ar trebui să ajungem undeva până la sfârșitul verii, septembrie, depinde de numărul de doze care vor fi administrate, de numărul de doze care sosesc în România, pentru că dorința de vaccinare este semnificativă, este îmbucurător faptul că există așa dorință de vaccinare împotriva COVID-19. Pentru moment, pentru aceste câteva săptămâni, în continuare există un shortage la nivel de producție, însă lucrurile se vor accelera și la nivelul producției europene, astfel încât începând cu luna martie, sfârșitul lunii martie, începutul lui aprilie, să sosească în România doze semnificativ mai mari de vaccin, astfel încât să putem suplini această cerință și această nevoie, care încă o dată este un lucru extraordinar de îmbucurător, pentru că numai așa se poate închide acest capitol nefast prin dezvoltarea unei imunități care să ne protejeze de SARS-CoV-2. Domnule Andrei Baciu, ce părere aveți despre cazul pacientului din Gorj, vaccinat la rapel cu Moderna în loc de Pfizer? Îl monitorizează în momentul ăsta cineva? Cine știe, poate e România prima țară care găsește o combinație de succes între mai multe vaccinuri. Nu este România țara cu primul caz de acest tip. Mai sunt multe alte cazuri la nivel european. Din punct de vedere medical nu este niciun fel de problemă, nu se recomandă efectuarea celei de-a doua doze. Din motive științifice, ambele vaccinuri acționează asupra, cumva proiectează aceeași tip de configurație moleculară, astfel încât practic efectul ar fi fost cam același, însă deci nu se recomandă efectuarea celei de-a doua doze nici pentru unul din cele două tipuri de vaccin administrate. Sigur, nu trebuie să se întâmple astfel de situații. Noi am prevăzut foarte clar cum trebuie să desfășoare lucrurile, astfel încât să nu se ajungă în astfel de situații. Există instrucțiuni foarte clare, circuite, trebuie să fie circuite separate, pentru că e o activitate foarte mare, până la urmă voluminoasă, este desfășurată de către personal medical care vine totuși după un an extrem, extrem de încărcat. E normal să existe o oboseală, chiar către burnout multe cazuri, și atunci am încercat să fie lucrurile cât mai simple.
Nu v-am acuzat, doar am întrebat. Nu, nici eu n-am spus-o, nu m-am scuzat, însă am vrut totuși să prezint faptul că noi am gândit-o de la bun început de o manieră în care să fie lucrurile culoare separate, pentru că acum vorbim de două tipuri, trei tipuri de vaccinuri pe care le avem la dispoziție. Vă dați seama când o să într-un centru de vaccinare, dacă în același centru de vaccinare ar fi 5, 6, 7, 8 tipuri de vaccinuri, fiecare cu condiții de stocare și administrare diferită, nu e nici pe departe simplu. Și atunci să simplificăm lucrurile, să le facem cât mai simple și cât mai eficiente, se trebuie respectate culoarele separate pentru fiecare tip de vaccin, astfel încât să nu există nici fel de problemă. Mai am o întrebare pentru dumneavoastră. Ce se întâmplă cu oamenii din sate, acolo unde platforma nu își prea are rostul pe ei? Cheamă cineva la vaccinare? Ne-am gândit, bineînțeles, și la câteva categorii particulare care necesită măsuri particulare. Persoanele din mediul rural, evident că reprezintă o mare categorie populațională pentru care trebuie să avem măsuri speciale și adaptate. În primul rând, la nivel de informare, pentru că este una să trăiești într-o mare metropolă, în București, în Cluj, într-un mare centru universitar. Accesul la informații, accesul la vaccinare este cu totul și cu totul altul față de un sat, de o comună mică într-un județ oarecare. Și atunci, pe cale de consecință, noi am gândit mai multe canale de comunicare și mai multe abordări, astfel încât să ne asigurăm că toate persoanele, toți cetățenii care se află în acest moment în România primesc toate informațiile de care au nevoie. Vorbim așadar de informații care sosesc pe cale medicală, cu ajutorul medicilor de familie. Vorbim sigur de informații care sunt transmise prin canalele media tradiționale, TV, radio, media centrală. Abordări particulare avem pentru online, pentru rețelele de social media. Din ce în ce mai mulți români se informează și sunt prezenți în spațiul online, în rețele sociale. Însă sunt și oameni la care nu ajunge în acest fel și pe care de consecință am gândit și altfel de abordări. Toate localitățile din România au o primărie. În interiorul acestor primării există direcții de asistență socială și protecția copilului. Acesta cred că este una din funcțiunile care definesc existența și necesitatea unei astfel de direcții și pe care de consecință am mers și pe această variantă. O să ne extindem pe măsură ce lucrurile evoluează, însă un alt principiu pe care l-am aplicat a fost acela al unui timing foarte precis, pentru că ținând cont de faptul că ai un număr de doze limitat, tu trebuie să-ți adaptezi atât partea de comunicare și de deschidere de sloturi, pentru că nu ne dorim să creăm așteptări pe care nu le putem împlini. Așadar, pentru o primă etapă ne-am concentrat mult mai mult pentru a transmite toate informațiile corpului medical, personalului medical și aici să știți că suntem foarte bucuroși să spunem că a fost o reușită prima etapă, peste 92% din personalul primei etape s-a vaccinat deja, ceea ce realmente ne bucură foarte mult și ne dă mare încredere pentru viitor. Însă pentru a doua etapă și pentru populația generală vom desena atitudini și acțiuni particulare definite fiecare etape, însă la momentul potrivit. Nu ar fi util acum să ai o amplă campanie de informare și de pentru etapa a treia când nu sunt sloturi, nu se deschise etapa a treia și nici măcar nu ai vaccinuri suficiente. Deci trebuie adaptată cadența fiecare etape de implementare a campaniei de vaccinare. Dar, așa cum am spus, încercăm să avem o abordare integrată pe toate canalele, astfel încât să ne asigurăm că toate informațiile ajung la oricine este curios să afle orice fel de detalii. Domnule Andrei Baciu, cât de mult v-a ajutat în această perioadă faptul că domeniul sănătății nu vă este deloc străin? Pentru cei care nu știu, le spunem acum că dumneavoastră sunteți de profesie chirurg cardiovascular. Așa este. Acum, într-o astfel de situație, sunt foarte multe informații. O pandemie, se spune că apare odată la 100 de ani. Mă rog, au fost mai multe situații pandemice în ultimele decade, în ultimele secole. Multă lume face referire la celeba gripă spaniolă debutată în 1918, probabil. În astfel de situații, evident că informațiile medicale sunt cele care predomină și sunt multe informații noi. Când ești într-o astfel de poziție în care trebuie să iei decizii din punct de vedere administrativ, decizii pentru care nu există protocol, nu există experiențe anterioare, nici o țară de pe planetă nu a avut experiențe anterioare cu o astfel de situație. Pe care de consecință, evident că
toată experiența medicală își pune cuvântul, însă ce aș vrea să scot în evidență și ce cred că m-a ajutat foarte mult a fost experiența pe care am avut-o în Franța, unde am profesat câțiva ani și cred că asta te ajută cel mai mult în nevoia și posibilitatea de a face comparații precise. Și a înțelege sistemul. Și a înțelege sistemul și a înțelege practic ce îți lipsește pentru a performa și pentru a avea rezultatele la care ne uităm cu jind de multe ori. Sistemul franțuzesc este considerat a fi cel mai performant sistem de sănătate la nivel global în clasamentele din ultimii 3-4 ani. Deci înțelegi, este mult mai ușor să înțelegi diverse aspecte care poți să-ți pună semne de întrebare, mai ales atunci când ești contra timp și trebuie să livrezi în joc, fiind cu atât mai mult într-o situație de genul ăsta, orice decizie. Se întâmplă sau nu se întâmplă o măsură epidemiologică de carantinare, de testare, de tratament, abordări terapeutice, asistența medicală în general. Sunt chestiuni care s-au desfășurat cu o viteză amețitoare și, într-adevăr, experiența din Franța m-a ajutat semnificativ. Mai profesați? Nu mai profesez de o perioadă de ceva timp și chirurgia cardiacă este și va rămâne la sufletul meu, însă îmi doresc să am timp cândva în viitorul apropiat pentru partea științifică, pentru că medicina este ceva ce realmente mânează activitățile profesionale. Mi-este foarte cu atât mai mult anumite domenii, cum ar fi partea evident legată de cardiologie, dar să știți că sunt și domene noi care ușor încep să ajungă și în România și care vor redefini medicina în următorii 5-10 ani. Vorbim în primul rând de digital healthcare, de partea digitală, de transformarea digitală a sistemelor de sănătate, de tehnologiile, de biotehnologii, la fel, care, vă spun sincer, schimbă atitudinea, schimbă practica medicală și sunt multe țări care deja au ajuns să fie mult, mult în față, tocmai prin implementarea avantajelor tehnologice. Este, de fapt, o revoluție tehnologică care va schimba... Cuprinde și România, practic. Inevitabil, cu atât mai mult cu cât dacă până acum poate restricțiile financiare au fost cele care te împiedicau să ai acțiuni ample de transformare, proiecte majore în domeniul medical de transformare, fie că vorbim de partea digitală, fie că vorbim de alte domenii. Acum există resurse semnificative la nivel european pe partea de digitalizare, astfel încât se pot face proiecte. Și mai este un element foarte important care trebuie menționat. Orice fel de acțiune pe care cineva într-o poziție de decizie politică o demarează în momentul de față, are posibilitatea și nu îi este permis să rateze această oportunitate de a face și de a propune obiective pe 4 ani de zile. Este un lucru crucial și este ceva ce ne-a lipsit nouă ca societate. Continuitatea și faptul că au fost aceste blocaje și aceste schimbări. Și gândirea în perspectivă, că nu prea va exista. Și gândirea în perspectivă, dar și cu o strategie pe hârtie foarte clară. Dacă nu ai posibilitatea și dacă nu ai o continuitate de câțiva ani în care să se rodeze echipe care să poată să implementeze o astfel de strategie pe termen lung, nu reușești. Schimbând echipele la fiecare câteva luni, ani de zile, n-ai cum să ai așteptările și rezultatele unor țări care sunt țări care și-au păstrat, spre exemplu, ministrul sănătății ani de zile și 10 ani de zile cu acest obiectiv în minte. Rezultatele s-au văzut în acele locuri. Acum nu spun că trebuie să fie așa, dar în contrast cu ceea ce mai degrabă a fost definitoriu pentru sistemul nostru, pentru tânăra noastră democrație, cred că este un lucru pe care trebuie neapărat să-l ținem minte și să îl protejăm. Continuitatea este esențială în a implementa reforme structurale care să-ți genereze îmbunătățiri structurale. E la fel peste tot și în învățământ și în sănătate. În toate domeniile. Am despre asta e vorba. Vreau să vă întreb, ce e mai greu să fii, secretar de stat sau medic? Cred că cel mai important e să fii om și cred că asta face diferența în orice fel de domeniu, inclusiv în domeniul nostru, în domeniul meu, în absolut orice fel de domeniu. Acum, sigur, ține și de roluri și responsabilități și aici ține foarte mult de dedicare, ține foarte mult să-ți placă ceea ce faci și să vezi partea plină a paharului, pentru că lucrurile nu sunt și provocările nu sunt puține. Și cu atât mai mult într-o astfel de situație în care trebuie să dai dovadă și de o oareșcare anduranță. E un efort totuși susținut pe care trebuie să-l duci. Însă, până la urma urmei, ține de dorința de a face ceva, dorința de a schimba aici în România și de a îmbunătăți lucrurile. Îmi doresc să rămân în țară, dar am o experiență în sisteme de sănătate, în alte țări centrale și vest-europene și
iar e o vorbă foarte des folosită în ultimii ani, vrem o țară ca afară, să o facem, vrem să construim toate aceste lucruri, trebuie să începem. Și cred că este un moment... Oportun. Oportun, este un moment crucial pentru noi ca societate. Privim în față 4 ani, privim acești 4 ani cu resurse semnificative fără precedent financiare, fără de care nu pot să generez schimbare. Deci se întrunesc câteva elemente și mă uit cu mare speranță la următorii ani, pentru că e decisivă perioada următoare din punctul meu de vedere. Domnule Andrei Baciu, mulțumim frumos pentru prezență, vă dorim mult succes în toate proiectele în care sunteți implicați și să ne revedem sănătoși, poate tot aici în studioul de la Alef News, la ochii pe mine. Noi luăm o scurtă pauză, după care vom reveni. Am revenit, așa cum ți-am promis, l-am alături de mine pe Mihai Toma, cântăreț, compozitor și unul dintre puținii români care are 3 piese în colecțiile Budabar. Da, privilegiații, vorba ce... Norocoșii, talentații. Mai ales că proprietarul Budabar e tot român, trăiește în America. El este patronul lanțului Budabar, un asta român. Asta nu știam. Da. Are acum vreo 80 de ani, dacă nu... Deci de asta a apărut pe colecție. Nu, pe nu că nu el a primit, nu el face selecția, DJ Ravin face selecția. Dar, da, o e coincidență interesantă, dar nu prea știe lumea de aspectul ăsta. Anul ăsta am discutat cu tine puțin, am înțeles că o să mai apară un Budabar. Da, apare în fiecare an. Însă... Bine, în ultimii a apărut cam degeaba. Oricum, era muzică de ascultat în spa, în mașină, în anumite cafenele și resta. Da, în magazine chiar. Da, muzică de magazin, ar trebui să se facă un gen. Păi, muzică de alimentară, muzică de Carrefour, da. Oricum se câștigă foarte mult din drepturi de autor muzica din supermarketuri și din mall-uri. Da, interesant. Da, ele se declară, artiștii sunt declarați și îi colectează. Dar ți s-a întâmplat să te contacteze vreun proprietar de lanțuri de magazine să-i compui muzică pentru magazinele lui? Pare un nișe interesant asta. Da, ar merge reclame sau... Nu, doar... Nu reclame, muzică ambientală pentru cafeneaua lui. Sau... Nu m-a contactat, dar asta e o idee foarte bună. M-am gândit odată să fac un bar, o cafenea, un loc gen Budabar, în care să ai numai muzică originală pe care nu poți să auzi nicăieri în altă parte. Și ăla să fie unul din specificile iar da o particularitate aparte. Da. Am mai auzit, în schimb, există amici de-ai mei care fac playlist-uri pentru diverse magazine. Dar una e una, alta e alta. La să playlist... fie muzică concepută special pentru magazinul respectiv. Da, mai vorbesc respectiv cu încă 2-3 compozitori. Fac și eu, fac și ei și atunci știi care vibe-ul și energia. Că și în mall-uri te duci și tot timpul e un funk, e o stare de bună dispoziție. La un moment dat e puțin exagerat, tot timpul atâta veselie cu... Și la mormântări, de ce nu? Da, ca să ții minte momentul. Să ții minte momentul și să fie originalitate până la capăt. Păi și pe vremea se scrie, n-a scris Mozart Requiemul pentru... Asta da, dar în mormântările pe care le-am mai văzut eu, există muzică ce se repetă, adică una dintre ele chiar m-a amuzat, pentru că era fanfara ce cânta muzică și au ales o piesă din... repertoriu, cred că al lui Cătălin Crișan, dacă pleci, ia-mă și pe mine. Și s-a părut ușor haios. Coada nu s-a format, ia-mă și pe mine, du-te. Cum ești cu inspirația în perioada asta? Concerte nu te întreb că n-are rost. Da. Bine, inspirație e. Chiar de curând am lansat o melodie compusă împreună cu Charlie Otlip, celebrul prezentator de... În care iubește România. Da, și iubește și a făcut documentarul ăla, Flavors of Romania, care e pe Netflix acum. Și el este și poet, pe lângă producător, realizator de emisiune și prezentator. Și are 2 volume de poezii foarte bune și cu engleza aia, de la mama și tata lor. Adică, nu știi, jumătate de cuvintele de acolo. Dar foarte bine scrise și cu... Și asta, poezia asta la care ține foarte mult, Never Leave the Page Unfilled, e scurtă și exact ca o esență de aia motivațională, de dacă o asculti, parcă îți vine să treci la treabă. Adică să nu lași pagina nescrisă, neumplută. Fiecare zi fă ce poți ca să când zilele sunt trecătoare și odată lăsată pagina aia nescrisă goală, așa a rămas în istorie. Nu te-a ajutat la nimic. Și am făcut tare o piesă. Apropo că zilele sunt trecătoare, mă gândeam de ce nu vreau eu totul. Pentru că e trecător. Și atunci ai zis, băi, o cană cu apă și atâta. Exact. Da. Mihai, am o curiozitate.
cât costă versurile unei melodii? Adică ești un compozitor, ești bun pe orchestrație, dar ai nevoie de niște versuri și le cumperi de la cineva care se pricepe. Cât costă versurile pentru o melodie? Da, normal, că depinde de cine ți le cere. Dacă ți le cer o casă de discuri și o companie bine stabilită cu o echipă de compozitori și de producție, atunci se vehiculează niște prețuri, da? Minim 150-200 de euro, 300-400, depinde dacă o piesă e 3000 de euro sau 3500 de euro, împarți la cei care fac linia vocală, versurile, orchestrația, mixajul și masteringul. Dar poți să câștig din versurile astea pe termen lung, că sunt drepturi de autor și tot ce e difuzat îmi dă și mie. Se împarte cu producătorul, cu exact, din 100% împarți cu o parte din compoziție și poți să iei 25-30-35, depinde dacă ești foarte bun și cunoscut în versuri, poți să iei și 50% în afară versurile tari, atâtea primeau. Și venit pasiv garantat. Dacă ai un hit, trăiești o viață. Asta zic. Da. E excelent. Poți să ne reciți din ce ai compus în ultima perioadă? Da, mi-am făcut un canal de TikTok și după ce am cântat la fluier și la chitară și așa, am zis să recit eu niște poezii de Eminescu. Nu erau scrise. Deci eu te-ai sincronizat, că a fost de curând aniversarea lui. Exact, și am zis că tot era aniversarea lui, să recit, că mie îmi plăcea să și poeziile și poveștile în general. Cred că e comemorarea, cred că e corect. Da, a fost acum de curând, acum câteva săptămâni. Da, acum câteva săptămâni. Și atât de fragedă de te semeni cu floarea albă de cireș și ca un înger dintre oameni în calea vieții mele ieși. Abia atingi covorul moale, mătasea sună sub picior și de la creștet până în poale plutești ca visul de ușor. Eminescu, atât de fragedă, de două strofe. Deci nu scriu versurile, doar le-am recitat. Stai, mă, tu ai venit cu servită de la Eminescu. Credeam că ai ceva al tău. Am eu al meu. Scriu versuri? Scriu versuri, da. Altul mai bun se numește melodia pe care vreau să o fac. Și sună așa. Mă uit în oglindă și văd altul mai bun. Varianta 5.0 se arată acum. Iar ca să înțelegi, îți trebuie instrucțiuni, să facă sinapsele joncțiuni, noroc că sunt altul mai bun pe care toată lumea îl caută, iar eu asta expun, sunt altul mai bun. Mă recompun ca argintul și viu acum, predispun de calități în cantități venite de la entități cu diferite identități care mă fac să vă iubesc pe tăți. Și presupun că simt așa pentru că mă transpun în altul mai bun. Ridic mâna în aer, te privesc și spun... Vreau să pun pe refren ce simt eu acum, sunt altul mai bun, sunt altul mai bun. Trăiește clipa și dă un tun. Nu, e foarte bine, tot cu energie pozitivă și cu încredere. Da, vrei eu să... vreau să-i pun un beat pe dedesubt și să... Ne trebuie un studio. Un studio? Mi-e și rușine. Sunt inhibat eu când încep să cânt, mă rușinez. Am un blocaj din ăsta. Doar de exercițiu. Ca lumea care cântă în studio și înregistrează voci. Câți bani îmi dai pe versurile astea? Am să verific cu agentul meu să văd dacă să le pune pe firmă sau le iau doar eu individual. Depinde dacă e cu termen sau fără. Ne urmărește lumea. Acum ia naful cu ochii pe noi. Pe firmă, logic. Pe firmă. Atunci... Pe factură. Cu tot ce trebuie. Clar. Deci ori îți dau bani mulți odată, 1000 de euro, și nu ți-ai drepturi de autor. Așa. Deci banii bulk jos, ori îți dau 1 euro și îți dau mai multe drepturi de autor. 30%. Mamă, dar ai spirit de comerciant în tine. Ai ceva de antreprenor. Ai pus foarte bine problema. Pentru că așa se procedează și cu mașinile. E, găsești pe anunțuri cu 12.000 de euro și când te duci acolo îi spui, am 9.000. Uite-i, dacă vrei 9.000, dacă nu, îmi pare rău, n-am cum să te ajut. Da, te întorci cu bicicleta. Cum te-ai descurcat? Din drepturi de autor ai trăit în perioada asta? Au mai venit și drepturi de autor de la piesele. N-am făcut Uber, am fost, fiind artist, toți artiștii și actorii au poți să aplice la guvernul? Da, poți să aplice la acel șomaj tehnic și am aplicat din martie și am putut să primesc lunar suma de... Care de milioane, parcă, sau da, 4.700. Dar vezi că trebuie să dai înapoi 2.000, nu știu cât. Da, nu știu, dacă au venit cu tot cu taxe, asta nu e clar. Unii zic că nu se plătesc taxele, alții zic că depinde. Se plătesc? Da, la angajați ar plăti. Deci nu e clar, nu au stabilire. Pe online te-ai dezvoltat în perioada asta? Am început să lucrez, de fapt, la un nou album.
cu piese mai dance pentru festivaluri, cu, nu știu dacă spuneam data trecută, așa că n-am mai uploadat piese noi în afară de asta cu Charlie. Deci piese dance și bune de pus pe plaje, pe, la marginea pădurilor și în aer liber. Tu erai pe contemplație, pe sound din ăsta. Numai că nu vreau numai contemplație, vreau o combinație de ritmuri dansante cu o stare de euforie, de înălțare, de mister, de... Mie mi-e dor de o piesă veselă, nu știu de ce, da. Nu prea mai apar piese vesele. Vara mai apăreau, știi, câteva piese haioase, vesele, nu neapărat cu cele mai bune versuri din univers, dar nici nu te mai interesa, era atât de good vibing, încât ziceai, ok, e suficient. Suntem aici, la încoastă cu Rusia și cu România, este un neam melancolic. Este o multă melodramă și în Rusia și în România, adică prind de multe ori piesele lacrimogene. Da, mai noi mult avem decât alea și vesele. Partea asta da. A poporului de ne place să ne expunem suferințele în văzul publicului și să ne punem poalele în cap, cum se mai zice. Nu, e un fel de tragism și o fatalitate. Balcanii ceea ce... sunt așa, în general. Da, cu fatalitatea în traistă. Păi când a fost în Norvegia, ce crezi că acolo plânge cineva? Plânge cerul. Plânge cerul cu ploaie zilnică. Păi dar nu, că nu e atât de mare drama. Drama e la alte cote și în alți parametri. Nu simți că te înfioară muzica tristă a lor, dar a noastră te înseamnă că e mai bună a noastră, dacă te înfioară. Păi, asta e scopul. Pe Zamfir, care a cântat cu Naiu, doi neromânești în toată lumea și au prins la și a atins pe de toți, înseamnă că e un adevăr. Suntem mai buni pe suferință noi românii decât alții. Știm să transpunem în opere artistice mult mai bine decât ei. Ei nu știu ce e suferința. Da. Să vin aici, la țară, în vârf de deal. Iarna. Ai mai făcut colaborări? Știu că ai colaborat cu un milion de artiști. Chiar te rog să enumeri câțiva dintre ei, că... Da, când lucram în studio pe vremuri, a colaborat cu trupa Morandi, cu Marius Moga, cu Smiley, cu Loredana Groza. Ai mai vorbit cu ei la telefon? Da, mai vorbit cu Randi, cu Smiley în ultima vreme, nu, dar mă obișnuiam să-i vizitez la studiouri. Ce mai zice Randi? Trage de fiare okay? Și s-a făcut leu. Serios? Da. Nu, el, văd că e determinat, compune frumos, în fiecare zi se duce la studio, face sport ca să rămână fit și mai văd câte un story pe Instagram. Și e bun, e bine. E ce trebuie. E ce trebuie, da. De vaccinat, ai vaccinat? Da, m-am vaccinat, mi-a bătut COVID-ul la ușă și l-am luat, l-am îmbrățișat 2 săptămâni, chiar în decembrie. Deci l-am, nu știu de unde l-am luat, probabil de la sală, unde mă duc, sau așa. E posibil din aer să fi venit. Și din aer de la cine? Da, am fost oricum. Și deci a trecut acum 3-6 luni, cumva sunt vaccinat. Păi natural. Și tu te-ai vaccinat. A, te-ai vaccinat natural, ai zis metaforic. Metaforic, da. Așa că l-am trăit pe pielea mea și așa că o să mă vaccinez când va veni momentul, timpul pentru noi. Bine, restul. Tu acum ai anticorpi. Exact, 6 luni de zile stau fără grijă. Ești ok. Da. Nu știu cum se face în cazurile astea, probabil că, din ce știu eu, trebuie să aștepți o lună jumătate, după care ești ok și de vaccinat. Da, e opțiunea ta, îți aparține. Da. Vorbind la modul sincer, știu că a fost o perioadă grea pentru tine asta, perioada cu pandemia. Da, este. La capitolul colaborări cu artiști români, nu te-ai mai gândit? Ar fi păcat să te... Ba da, am un plan să colaborez cu o artistă, dar nu pot să-i dau numele acum. Trebuie să fac întâi piesa, ca să nu dau în casă. Dar aș vrea să fac o melodie comercială cu vocea unei cântărețe de renume din România, ca să... E cunoscută internațional? Nu. E blondă? Nu. Nu e. E înaltă? Nu e. E medie. E medie? E medie, da. E căsătorită cu un tip din Craiova? Nu e căsătorită. Nu? Nu. E single? Nu știu dacă e single acum. Alina Eremia? Nu. Nu? Nu. Dar pare că sunt pe aproape pe undeva. Nu sunt. Ina? Nu, dar e artist de casă, de acolo. Aș vrea. Dar stai întâi să-i fac o piesă, să-i placă și să o și facem. Dar cred că ar fi bine, care aș aduce ceva original la creație, pentru că n-am mai făcut de mult piese și comerciale de radio. Comerciale sunt în genul Budabar, Chillout, pe care îl fac eu, sau World Fusion. Dar în felul ăsta cred că le-ar plăcea sound-ul și mie mi-ar duce ar ști muzica mea mai multă lume. Zi-mi două melodii românești care îți plac în momentul ăsta. Două melodii noi, apărute în ultima vreme. Da, chiar Alina Eremia avea o piesă frumoasă cu pian și voce. Chiar a fost și în trending pe YouTube acum câteva săptămâni, o lună. Aia era drăguță, mi-a plăcut. Și Rande scoate piese
mișto și clipuri tari, nu mai știu, nu știu că e nouă, dar ultima oară făcuse un, o piesă pian și voce și atât. Și filmarea frumoasă, el a făcut și conservatorul și știe să cânte la pian. Și plac, astăzi se vrea cumva mai multă muzică live, vezi omul să cânte la, și cu vocea și cu mâinile pe bine, instrument. Genul tău muzical, dacă mă întreb, se pretează mai degrabă la muzică de film. Acolo cred că ai putea chiar să îți faci o mega carieră. Așa e. În zona asta. Nu te-a întamat nimeni să colaborezi? Nu, trebuie să mă promovez eu și nu am contactat, n-am știut pe cine să contactez deocamdată la producții de film sau documentare. Adică, da, mi-ar plăcea să mă pricep la muzică de film. Că tot vine Valentine's Day, cu dragostea, cum stai? A fost bine. Ești pe cai mari? Sunt pe iepe sigure. Nu, glumesc. Da, cu dragostea a fost bine, după aia m-ai scârțit. E așa, ape mișcătoare. A trebuit să iau niște decizii pe care nu le-am luat și atunci dragostea s-a... Mă, decizii s-a... înțeleg că nu le-ai luat. Dacă a doua ai luat pentru duminică? Pentru... Duminică, ai grijă. Da, n-am luat pentru duminică. Ar trebui să iau un cadou. Dar cui? E ca în bancul ăla cu... vine bulă la un magazin, aș vrea și eu un cui. Ia, domnule, din cutia aia acolo. Vine următoarea zi, domnule, pot să iau și eu un cui? Cât costă? Ia, mă, costă un cui. A treia zi, domnule, dar de ce vin fiecare zi să ne cer un cui? Domnule, nu înțelegeți, eu n-am cui să dau telefon. Și exact asta e, deci cui să iau cadou. Dar nu, mă gândesc și voi lua un cadou. Păi cui să iei cadou și după aia zici că te gândești și o să iei cadou. E clar că ne-ai clar dat că am un singur cui. Ai un cui. Am un cui undeva, da. Băgat e, trebuie unde... să-l... În inimă. Da. Cineva ți-a băgat un cui în inimă. Deci tipul e cu cineva, dar e am deschis. Fost. Nu. Nu am fost cu cineva, dar da. Acum ești cu altcineva. Nu, sunt cu nimeni acum, dar... Nu ai făcut cadou corespunzător. Da, exact. Nu am. Dar chiar așa, iubitele tale te pun să le cânt seara înainte să adormă. Da, să le citesc povești. Să le fredonez melodiile din Buda Bar. Da, la chitară și fluier. Nu le-am... Nu, de cânta la chitară și voce, când piese folk sau chestii internaționale, în engleză și în chitară, dar de citit povești. Le citești povești? Da, seara. Da. Care e povestea fermecată? Băi, mai multe, că sunt din cele celebre făcute de Electrecord acum bine zeci de ani. Și ele sunt și pe internet ca text. Și poți să le... Da, poveștile. Fata moșului cea cu minte. Și ca să doarmă fata cu minte acolo, să nu sară pe mine. Că, să zic alte povești genul. Dar ți-a ales numai iubite pasionate de literatură, bă, de... Așa s-a întâmplat, da, e legea rezonanței, probabil că și eu eram pasionat de, și de citit, de muzică, de filme. Dar unde le agăți? La Academia Română? Unde? Pe stradă. Pe unde te duci? La Biblioteca Națională? Unde nu, sunt peste tot. Exact atunci când ți iei o mașină și începi să o vezi peste o săptămână, două, trei, același model, să-l vezi peste tot, da. Așa și fiecare are antene și te plimbi într-un loc, pe o stradă, într-un festival și te conectezi la un moment dat, treci pe lângă cineva, te uiți în ochii și s-ar putea să... Care e genul tău preferat? Da, trebuie să-mi placă, să fie sensibilă, să fie deșteaptă. Să plângă. Da, să plângă atunci când cânt. Când ascultă muzica, da, să aibă tipul ăla. Dacă nu plânge la melodiile mele, nu e bun. Da, exact, nu trebuie. Dacă nu-i place muzica mea, dacă dau de vreo repăriță trip poperiță sau trip hoperiță, traperiță excesivă, da. Evident că cu toți ascultăm mai multe genuri. Dar nu știu că te înțelegi cu trapării ușor. Da, că și trebuie. Nici nu vreau să spun că te iubesc. Și eu vreau să spun că spunisesc la fel. Și eu încep cu fluire și să aud viorile pe fundale și să zic că there's no match. I'm sorry. Mai aveți următorul? Nu o să fie chiar... Nu, dar trebuie să fie aia. Dragostea de... o folosești pentru inspirație în plan muzical? Da, mă împlinește și îmi dă multă energie, iar cu acea energie pot să creez. Dar cu ură n-ai creat nimic? Să zici, fac cântecul ăsta din ură. Nu, când au fost scene de film și dacă scena, imaginile cer așa ceva, atunci te duci pe energie, te transpui în starea aia și atunci începi să alegi instrumentele, să mergi pe starea. Dar așa, o piesă că m-am bătut în piață cu unii care mi-au furat plasta cu roșii, n-am făcut niciodată sau ceva dur. N-am mai intrat. Sau în trafică
stai într-un concert de claxon și și alarmă de mașină. De. Poate ar trebui să se schimbe claxoanele și să fie cu simfonii din opere celebre, fie când ne claxonăm, pac, să auzi un Vivaldi, un Chopin, un Mozart. Tun, 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 tun. Băi, hei. Asta pe limuzină. Pe limuzină, da, da, da. Asta pe limuzină. Mihai Toma, mulțumesc frumos pentru prezența în show a doua oară. Anunță-ne când faci colaborarea aia cu artista din România, despre care n-ai vrut să spui prea multe lucruri, dar ne-ai zis câteva indicii, și anume că e celebră. Da. E... Abia aștept și eu. Și e din zonă. Da, și are voce frumoasă și sensibilă, cum îmi trebuie mie. Suavă. De la Smiley? De unde e? Nu e de la Smiley. Nu e de la Smiley? Tot încerc, încercările tot pot continua până la veacul veacului. Exact. Data viitoare... Vii și cu piesa. Vii și cu piesa, așa facem. Da. Și cu fata. Și, oh, da. Da? Da. Păi, dacă... Facem o treabă. Gata, gata. Nu umblăm cu jumătăți de măsură. Îi mulțumesc lui Mihai pentru prezența în show-ul meu. Cu mine te vei reîntâlni săptămâna viitoare, luni, pe aceeași frecvență, pe Alef News. Până atunci, să fim sănătoși, numai bine!